Iată, aceasta este bateria Luna 2000, are un singur modul de 5 kW, acesta este modulul, bateria asta este modulară, mai este ăsta de aici în jos începe modulul de 5 kW, iar ăsta e compus din power modul, are un modul de putere, acesta funcționează ca un convertor DC-DC, deci funcționează, face creșterea tensiunii de la 52V la 430V pentru monofazat, iar în cazul trifazatului cred că ajunge undeva la 600. Se pot pune 3 module din acestea, ajunge până la 15 kW, iar pe invertor, pe un singur invertor, se pot folosi 2 din acestea standuri cu 15 kW, adică 30 de kW în total. Bine, evident, trebuie și un alt invertor mai puternic ca să încarce, pentru că cu 3 kW nu reușești să încarci și acei 30. Bun, pe partea asta vin legăturile făcute. Aici sunt legăturile făcute cu invertorul. Să văd dacă reușesc să o desfac pe asta de aici. Acestea sunt de protecție, să zic așa, să nu aibă nimeni acces la cabluri și la alte lății pe aici. Este relativ simplu, să zic, ai 2 cabluri de tensiune, cu albastru este marcat minusul și cu negru este marcat plusul, care se duc la invertor, cablu de comunicație, dintr-un cablu FTP, pentru că trebuie să fie ecranat, are nevoie de un ecranaj, și acestea merg la invertor, iar comunicația cu bateria. Deci acesta este modulul de putere, cum am zis. Comunicația cu bateria se face prin partea opusă. Prin partea opusă, iată, acolo sunt 2 mufe MC4 și la fel comunicația cu bateria prin acest cablu RS485. Acesta vine deja conectat. Acestea sunt 2 capace de protecție la cablurile, nu o să le mai montez acum. La fel, bateria este fanless, cum să zicem, are convecție naturală, prin aceste grilaje ea se răcește, deși nu am văzut să fie foarte caldă. Am tras cablurile prin acest tub Copex din spate și acestea ajung la invertor care e pus acolo. Acestea sunt cablurile cele 2 și cablul de comunicație, evident. Cam atât. Asta ar fi tot. Aici este comutator de oprit pornit. Se fixează în perete și în podea. Și e destul de stabil, nu? Cam asta ar fi bateria de la Huawei Luna. Nu se pot folosi alte module, doar cu acestea merge, din păcate, nu a avut ce face, e singura modalitate de conectare, este doar cu această baterie sau celelalte de la LG Chem, dar sunt, nu știu exact dacă funcționează la fel de bine ca aceasta. Asta a fost tot, în principiu, pentru cine are întrebări, poate să mi le pună la comentarii. Și nu uitați să vă abonați, dacă v-a plăcut, evident. O zi bună!